acesta este meniul de astăzi, meniul numărul 5. Și avem tortellini cu sos de roșii proaspete, ceaiul digestiv cu lămâie și cu foi de dafin, mozzarella cu roșii și cu puțin origan, puteți spune și puțin busuioc, și brioșc de morcov cu morcov proaspăt. O bunătate. Și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. Și astăzi o să facem brioșe cu morcov. O să începem cu brioșele, apoi o să facem tortellini. Eu mi-am preparat deja umplutura. Am să vă las linkul și ingredientele în comentarii. Și aluatul pentru pastă, ca să învârtim. Așa. O să mai avem nevoie și de o mozzarella. Mozzarella pe care o să o facem ca o sălățică cu roșii. Așa. Și le dăm deoparte. Așa aici. Și o să începem cu brioșele noastre, cu Și o să morcov. avem nevoie. Eu am rețeta de brioșe pe canalul de YouTube. Astăzi am schimbat puțin rețeta, am modificat-o și o facem împreună în premieră. Așa. O să vedem ce o să iasă. Și mi-am scris și ingredientele. Așa. Și o să avem nevoie de 150 de grame de morcov dat crud, dat pe răzătoare. Și eu l-am stropit cu circa o jumătate de zeamă de lămâie. Stropită. Ca să nu se negrească, vedeți? Cu o jumătate de zeamă de lămâie stropit. Se scot și sâmburelul. Așa. Apoi, 150 de grame de miere, 130 de miere, 130 de grame de miere. Am înlocuit zahărul astăzi cu miere. Apoi, suc de portocale, 30 de grame. Și circa 20 cam de zeamă de lămâie. Deci, în total, 50. Apoi am mai pus 100 de ulei. Avem aici 100 de ulei, 3 ouă, 8 grame de praf de copt, un praf de sare, făină, am înlocuit făină albă, 200 de grame cu făină de orez astăzi. Și o să mai punem ciocolată, 50 de grame de ciocolată mărunțită, scorțișoară, cam o linguriță și 50 de grame de migdale măcinate. Așa, și să începem. Aici le vom pune pe toate. Ia să dau așa, să pun bolul în mijloc. Așa. Aici am 30 de grame, deci am cântărit totul în grame, de la o jumătate de portocală. Am să dau deoparte și lăsăm doar zeama de la portocală. Aici eu deja am stropit cu puțină zeamă de lămâie, vedeți? Așa stropim, 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 stropim. Așa. Cu zeamă de lămâie și amestecăm, ca să nu se negrească. Și acum adăugăm pur și simplu toate ingredientele. Sunt simple, simple, simple de făcut. Așa. Și o să punem mierea. O punem cu o palețică. Punem mierea. Așa. O să punem ouăle. O să punem sucul de la portocală, un praf de sare, îl punem așa cu cuțitul, așa. O să punem și uleiul, totul cântărit în grame astăzi, așa.
așa aici, da. Scorțișoară, punem așa cam o linguriță. Putem pune mai câte puțin și eventual, dacă puteți gusta, să vedeți dacă este bun. Eu pun cam o linguriță. Așa. Și dăm deoparte. Amestecăm. Mi-am deschis deja și cuptorul și amestecăm. Amestecăm așa bine. O să adăugăm și migdalele noastre măcinate. Să știți că eu fac mereu experiențe. Așa. Dar oricum o să fie bun. Tot ce facem noi este bun, să știți. Așa. Și amestecăm așa bine. Acum vom adăuga și făina de orez. Cine dorește poate pune făina albă. Făina de orez cu praful de copt. Așa. Și le amestecăm așa bine. Și ne mai rămas de adăugat ciocolata. Așa, 50 de grame de ciocolată. Eu o am aici deja tăiată. Așa, și o să o pun pe toată. Și amestecăm. O să dau ciocolata deoparte și la sfârșit, când le scoatem, dacă dorim, putem rade puțină ciocolată deasupra. Așa, ia să vedem. Aici mi-am pregătit aceste forme. Această formă care are 12. Și am să pun cu lingura de la înghețată. Așa. Să vedem cum o să iasă primele și dacă mai trebuie puțină făină de orez, o să mai adăugăm. Dacă nu, le lăsăm așa. Așa. Aceasta este ziua numărul 5. Am făcut pozna. S-a lipit. S-a lipit, s-a lipit. Ia să punem restul. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit.
Non so se li pesce de frutti e lingura. Poi facciamo tortellini. Non si mescano Maria, non si mescano. Facciamo prăjituri și după aceea facem tortellini. Eu deja am făcut de ieri umplutura și aluatul. Cine dorește rețeta o găsește și pe canalul de YouTube și aceasta este ziua numărul 5. Așa, aici am făcut pozna. Ia să vedem dacă reușesc să scot. Nu. Aceasta o las așa, fără hârtie. Așa, mai pun puțin. Vedeți? Am deschis cuptorul. Ia uitați-le. Și acum le dau la cuptor. La a doua rețetă. O să avem nevoie de mozzarella și de una, două roșii. 2, 3, așa, puțină sare, ia uitați, aceasta este ca o salată, și puțin busuioc sau puțin oregano, acum fiecare ce are în casă. Și mozzarella o tăiem așa, feliuțe. Și o așezăm așa pe farfuriuță, așa aici. Așa. Dacă aveți busuioc, să puneți busuioc, să știți că este foarte, foarte bun. Așa. Acum voi tăia și roșiile. Mai tai o feliuță, să o pun așa în mijloc. Așa. Dăm deoparte. Presurăm puțină sare peste roșii. Și apoi, dacă aveți frunze de busuioc, le așezați deasupra, să știți că este foarte, foarte bun. Eu am să pun puțin origano. Ia uitați așa peste. Acesta este al doilea din meniul nostru. Deci salata noastră de mozzarella cu roșii. Așa, am pus la cuptor brioșele și acum facem tortellini. Am să dau la frigider. Și acum pregătim tortellini cu sosul nostru de roșii. Și pentru sosul de roșii o să avem nevoie de să mi le pun așa aici. De ceapă, de roșii. Mulțumesc, Ana Maria. De ceapă, de roșii, de puțină sare, ulei, care l-am scos din... Așa. De ulei. Acesta este pentru sosul de roșii. Și pentru tortellini, o să avem nevoie de umplutura noastră, care este făcută cu mortadela, cu piept de pasăre, cu prosciutto crudo, am pus. Așa.
Am să vă dau și ingredientele. Deci o 250 de piept de pasăre, care eu l-am tăiat feliuțe și l-am cu puțin ulei, l-am făcut de 2 ore așa, până s-a copt. Puțin, puțin, că pieptul se face repede. 200 de grame de prosciutto crudo, 200 de mortadela, 65 de grame de parmezan, un nou, nucușoară și sare adăugați dacă este nevoie, dar nu este nevoie că sunt toate, au sare în interior și piper. Și măcinăm totul bine, 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 bine și ne rezultă această compoziție, uitați, vedeți cum arată, trebuie să fie așa. Așa. Și pentru sosul de roșii, eu mi-am pus o jumătate de ceapă, le-am cântărit, care are 60 de grame roșii, 200 de grame de roșii, sare, ulei și puțin parmezan decus deasupra. Așa. Am să dau deoparte și acestea, să le pun. Avem roșia noastră gata tăiată, vedeți? Așa aici. Ceapa. Aici am și aluatul pentru tortellini. Mi-am pregătit o tigăiță unde am să pun puțin ulei să prăjim ceapa, puțin, puțin, și apoi punem roșiile. Și ne pregătim și sosul între timp. Așa. Și punem ceapa. Așa. Și acum punem pe foc. Roșiile le punem după aceea. Așa. Aici avem compoziția noastră, avem aluatul. Să-mi eliberez. Așa. Am să dau deoparte. O să ne ajutăm și cu puțină făină, dacă este nevoie. Așa. Și o să luăm câte o bucățică și le facem, pentru că se usucă dacă le facem tot odată. Și luăm așa câte o bucățică și aluatul o să stea în folie ca să nu se usuce, că după aceea nu mai putem lucra. Ha, e frumoasă, nu? O iubesc! Mai am și în balcon, tot așa cu petale un pic mai mari decât aceasta. Este o mușcată. Așa. Ceapa începe să se prăjească. Eu am să mă ajut și cu așa cu puțină făină și am să pun și peste. Așa. Ca să nu mi se lipească. Și o să dăm pe zero. Aici, la aparatul ăsta. Așa. Așa. Puțin, puțin. Aici am și o tigăiță cu apă. Vedeți? Și o să punem pe foc ca să facem tortellini, să-i fierbem, să fierbem așa cât o porție, nu mai mult. Eu vă arăt meniul pentru o singură porție. Eu fac mult mai mult, dar la sfârșit vă arăt cam cât punem pe o porție. Așa, deschidem și apa. Și acum ne continuăm cu să facem tortellini. Vedeți aluatul cum arată? Este făcut de ieri. Așa.
Îl mai împăturez de 2-3 ori și îl mai lucrez puțin. Dacă vedeți că se lipește și este mărcuț, mai adăugați puțină făină. Așa. Îl punem în două. Îl mai punem încă o dată. Deci ne ajutăm mereu cu făinuță. Așa, acum o să mutăm la 3, să o mai subțiem puțin. Vedeți cum s-a făcut? Ia uitați. Așa, am să o tai în două. Că ea se mai lungește. Așa. Tot timpul cu făinuță, așa ca să nu se lipească. Și ne mutăm la 6. Ia să ne mai uităm la ceapă. Vedeți? Ceapa noastră puțin, puțin s-a undit, nu trebuie mai mult. Așa. Eventual putem pune și puțină apă să o fierbe puțin, dacă doriți. Așa, și am să pun roșiile peste. Și am să las tot așa la foc mic să se facă. Și acum întindem aluatul. Deci am mutat la 6. Așa. Eu mă ajut și cu făină. Acum depinde și de făina pe care o avem. Așa. Am dat la 6 și acum am să dau la 8. Să o fac și mai subțire. Dar tot așa, am să o tai în două. Se vede aici? Se vede, nu? Și acum lucrăm puțin câte puțin lucrăm, ca să nu se usuce. Așa. Și acum o să tăiem. Să vedem dacă se face mai bine cu rotela. Așa. E mai bine așa. Ia uitați. Așa. Și aluatul care ne rămâne, îl amestecăm imediat, imediat și îl punem în folie. Așa. Și tăiem pătrățele. Și am să-l adaug aici alături. Și am să-l pun și pe acesta. A
altfel se usucă și nu mai poate fi lucrat. Așa. Îl adăugăm așa aici, îl punem. Și îl punem aici în față. Mai învârtim în ceapa noastră cu roșii. Așa. Și le lăsăm să se înmoaie. Putem pune și un căpăcel deasupra. Așa. Și acum avem umplutura noastră. Vedeți cum arată? Așa. Și luăm de aici cu mâna. Este... Ia uitați, trebuie să fie așa, ca o cremă, ca o pastă. Cum este pateul? Cam așa ar trebui să fie consistența la umplutură. Deci are piept de pasăre, prosciutto crudo, ce am mai pus? Și mortadela, parmezan, ou și punem așa câte o biluță așa în mijloc, cam cât vrem noi să fie umplutura. Nici prea multă, că nu le putem întoarce. Așa. Și astăzi facem și meniul numărul 5. Ia să vedem brioșele. Eu tot făcând aici, cred că am ars brioșele. Cred că le-am ars, ia uitați. Așa. Ia să vedem, să le pun așa deoparte. Au. Să le scot. Și am să le dau deoparte. Deci vă luați câte o bucățică, restul îl acoperiți și îl puneți la frigider, să stea la frigider. Așa. Ia uitați ceapa noastră cu roșii ca să facem sosul de pentru tortellini. Eu am să adaug și o lingură, două de apă. Ia uitați, apă fierbinte. Așa. Am să pun așa două linguri. Și acum lăsăm pe foc să se facă. Și noi între timp ne facem tortellini. Și acum avem aluatul nostru, vedeți, pătrățelul nostru și închidem. Ducem capetele în sus. Vedeți, așa. Și închidem așa bine. Eu cred că am pus cam multă umplutură. Vedeți? Le puteți lăsa și triunghiuri și cum doriți. Așa. Și întoarcem. Lăsăm capătul în jos și întoarcem. Ia uitați. Așa. Eu le pun cam multă umplutură. Așa. Că sunt bune. Și așezăm așa aici. Și o luăm pe cealaltă. Și strângem compoziția. Vedeți că nu se lipește, nu ne murdărim pe mâini. Așa. Putem lucra. Dacă vă este teamă că se desfac, puteți pune puțină apă pe margine, așa, la pastă. Eu nu le pun. Pun doar la ravioli. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie. Așa, ia uitați, vedeți? Și eu apăs așa puțin cu degețelul, încet, încet, dau unghiul acesta în jos și apoi le întoarcem. Eu le fac puțin mai mari. Doriți să le faceți mai mici după degetul mic? Așa, ia uitați, aluatul și strângem roșiile. Ia, vedeți? Am să pun și puțină sare, că nu știu dacă am pus sare. Așa, puțină sare. O să punem sare și în apă. Așa. O să mai pun o lingură de apă aici. Ia uitați, vedeți?
Punem așa o lingură de apă și mai dăm pe foc. Așa. Și terminăm. Mai avem încă 5. Ia uitați. Vedeți? Biluța noastră. O punem așa aici și ducem capetele unul spre celălalt, în formă de triunghi. Ia uitați. Așa și strângem. Vedeți umplutura cum se vede? Dăm pe spate și facem așa, ca un baticuț. Ia uitați. Așa. Am să iau din fiecare de aici și am să pun, că mi-a rămas una cu o furculiță ca să facem sosul. Puteți pune și bulion, dar să știți că cu roșii proaspete sunt foarte buni tortellinii. Așa, am să mai pun încă o lingură de apă. Nu se compară cu roșiile din grădină, acele care noi le coapte și... Dar ne adaptăm. Ne adaptăm la vremurile de acum. Vedeți? Am să mai pun o lingură de apă. Așa. O să pun mai apă peste tot. Și mai punem puțin pe foc cât se fac tortellini. Să dau drumul la cuptor ca să facem și să punem din nou. Sper să nu se mai ardă de data aceasta. Așa. Și punem pe foc. Vedeți? Am mărunțit așa roșiile. Aici avem compoziția noastră. Am să le pun aici în spate. Să știți că sunt foarte bune la gust. Foarte, foarte bune. Așa. Și acum să punem restul care ne-a mai rămas. Ne să dau drumul la cuptor. Ciocolata și punem câte unul. Ați văzut că ele se ridică până sus. Sunt făcute cu făină de orez. Doriți să puneți făină albă, puneți făină albă. Și o să le vedeți că o să crească mai mult. Așa, ia să punem așa încet. Să vedem câte ne mai vin. Așa. Și acum le dăm din nou la cuptor, la 180 de grade, 15 minute. Și să le punem așa pe o farfurie. Acestea sunt blonde. Așa. Așa, și putem rade și puțină ciocolată peste. Ia uitați. Așa. Acum cât sunt calde, ca să se topească puțin și să se lipească. Putem pune și puțin din migdalele măcinate pe deasupra. Ia uitați. Așa. Brioșe cu morcov. Un deliciu. Apa care fierbe. Am să adaug și puțină sare. Că nu am adăugat. Așa.
Și punem tortellini. Am să amestec puțin sare așa. Și adăugăm tortellini înăuntru. Și punem pe foc și lăsăm 2-3 minute. Așa. Și scot așa cu paleta. Și punem așa aici. Puteți face foaia puțin mai groasă dacă doriți. Eu am făcut-o subțire, subțire. Se vede și umplutura, se vede. Așa. Și acum amestecăm. Îi amestecăm așa puțin și sunt gata. Fără să-i mai dăm pe foc. Ia uitați. Și ne facem o porție. Și cum am spus, restul de tortellini puteți congela. Așa. Și aici punem și... Ia să punem așa. Așa. Punem așa o porție. Eu mă țin de pozne astăzi. Mă țin de pozne. Așa. Este meniul numărul 5. Brioșe, mozzarella cu roșii și cu puțin origano, puteți pune și, și puțin busuioc deasupra, să știți că este foarte bun și cu foi proaspete de busuioc, ceaiul nostru digestiv cu lămâie și cu foi de dafin și tortellini. Acesta este meniul. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. O zi frumoasă în continuare. Din suflet. La revedere, o zi frumoasă tuturor.